întrebarea ultimului episod din această serie în care am privit la supremația morții lui Hristos este, vedem gloria lui Hristos? Îl lăudăm pentru ceea ce El a făcut? Bucuria mântuirii ne însoțește în fiecare zi a vieții noastre? Adevărurile Evangheliei ne modelează întreaga noastră persoană? Cine suntem? Ce facem? Ce ne dorim? Cum gândim? În primul episod am văzut că Hristos mântuiește complet. În al doilea episod, Scriptura ne-a arătat că Hristos mântuiește exclusiv. El este singura cale, El este singurul adevăr, El este singura viață. Iar în acest ultim episod vreau să înțelegem că Hristos mântuiește veșnic. În Cartea Evrei, în capitolul 7, în versetul 25, acolo găsim scris că de aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu, prin El, fiindcă trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. Dar Hristos poate salva până la capăt. Dar pentru totdeauna. Deoarece trăiește veșnic, mijlocim pentru noi. Cu alte cuvinte, nu ar putea să ne salveze pentru veșnicie dacă nu ar continua să mijlocească pentru noi în veșnicie pentru veșnicie asta înseamnă că mântuirea noastră este la fel de sigură pe cât de indestructibilă este preoția lui Hristos iată de ce aveam nevoie de un preot mult mai mare decât orice preot uman divinitatea lui Hristos și învierea sa din morți ne asigură un mare preot care domnește în veci de aceea suntem mântuiți veșnic prin rugăciunile veșnice, lucruri pe care le vedem în Romani, capitolul 8, versetul 34, și prin susținerea veșnică, cum vedem în uh, 1 Ioan, capitolul 2, a lui Isus din ceruri, care El este acolo în calitate de mare preot și șa de la dreapta lui Dumnezeu. El este Cel care se roagă pentru noi și rugăciunile sale sunt ascultate. De ce sunt ascultate? Deoarece se roagă perfect pe baza jertfei sale perfecte. Pe cruce, Isus a realizat tot ceea ce era necesar pentru ca poporul său să fie cu el pentru totdeauna. Mirele s-a dat pe sine însuși pentru mireasa sa, pentru ca ea să fie fără pată și strălucitoare, așa cum vedem scris în Efeseni, capitolul 5. Apăsorul și-a dat viața pentru ei, pentru ca acestea să locuiască în siguranță în turma lui pentru veșnicie. El, Hristos, este preotul care s-a oferit pe sine pe altar. Pentru ca oricine a acoperit de sângele său să se poată apropia de Dumnezeu în locul preasfânt. Cum aș putea ilustra mai bine acest adevăr altcumva decât citind din Efrei, capitolul 7, de la versetul 25 până la versetul 28. De aceea, el poate să-i mântuiască pe deplin pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, fiindcă trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. Căci era potrivit să avem un astfel de mare preot, sfânt, nevinovat, neîntinat, despărțit de păcătoși și înălțat deasupra cerurilor. El nu are nevoie, asemenea celorlalți mari preoți, să aducă în fiecare zi, mai întâi jerfe pentru propriile lor păcate și apoi pentru ale poporului. Fiindcă el a făcut aceasta, odată pentru totdeauna, atunci când s-a jertfit pe sine. Căci legea îi desemnează ca mari preoți pe niște oameni supuși sărăbiciunii. Însă cuvântul jurământului, care a venit mai târziu, după lege, îl desemnează pe fiul, care a fost făcut de pe vecie. Care este aplicația acestui adevăr teologic? Mântuirea noastră este veșnică. Mântuirea noastră este sigură. Această afirmație s-a sfârșit Reprezintă o acțiune care este gata, care rămâne gata și care va fi gata pentru o veșnicie întreagă. Mântuirea nu este cumpărată în rate, iar Isus nu a făcut doar o plată în avans. Nu, crucea lui Isus a însemnat plata completă, definitivă. Hristos a asigurat o părtășie veșnică cu El și cu Tatăl nostru din ceruri. El a asigurat asta și a făcut-o prin suferință. În întâia epistola a lui Petru este scris, fiindcă și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, El cel drept, pentru cei nedrept, de ce? Ca să ne aducă la Dumnezeu. În final, dacă tu și cu mine am fi fost constrânși să satisfacem dreptatea lui Dumnezeu, fiind trimiși în iad, nu am fi putut spune niciodată s-a terminat, s-a sfârșit. Dar Hristos a plătit datoria pe care toate chinurile veșniciei nu ar fi putut o plăti. Când Hristos a spus s-a sfârșit, Tatăl Său a fost onorat, iar dreptatea divină a fost pe deplin arătată. În acel moment, pe capul lui Hristos, încoronat cu spini, a coborât coroana gloriei. Noi care prin credință l-am primit pe Hristos ca fiind totul în toate. Ar trebui să spunem în fiecare zi a vieții noastre că s-a sfârșit. Dar să mergem și să spunem celor care se chinuie crezând că prin fapte și strădanile lor vor fi mântuiți, să le spunem s-a terminat. Da, toată durerea pe care o cere Dumnezeu, Hristos a suferit-o. Toată plata pe care o cere, o cerea legea prin durere, Hristos a îndurat-o deja. S-a sfârșit. Dumnezeu nu cere și nici nu acceptă altă jertfă decât cea pe care Hristos a oferit-o odată pentru totdeauna pe cruce. Dumnezeu a adus prima jertfă în grădina Edenului și tot El a adus ultima jertfă pe crucea Golgotei. De aceea, încetează cu, cu faptele și cu performanțele tale, pentru că s-a sfârșit. Hristos a făcut totul. Nu știu unde te afli acum când asculți aceste episoade în relația ta cu Dumnezeu, dar fie ca Dumnezeu să te găsească și să te mântuiască. Dacă, dacă simți că păcatul din viața ta pune o presiune prea mare pe umerii tăi, ei bine, vină la Hristos, deoarece El a venit să-ți această povară. Dar crede în Cel care a spus, s-a sfârșit. Pentru că în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, Iisus a spus, prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Acesta este adevărul, pur și simplu.